Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. În urmă cu mai bine de un deceniu, primarii se luptau cu încrâncenare pentru șansa de a inaugura, la nivelul mai multor orașe și comune, reunite chiar prin asociații intercomunitare, propriile nuclee civile sau militare, mixte, SMUR. Aceștia deservesc astăzi localitățile de pe un areal de 15-20 de kilometri, intervenind operativ pentru salvarea de vieți omenești, făcându-se remarcate prin operativitate, promptitudine și eficiență. În județul Mureș, pe care îl reprezint, astfel de centre SMURD au fost organizate la Iernut, apoi la Sighișoara, Târnăveni și Reghin, miercurea nirajului, existând 8 servicii zonale în prezent, mixte, compuse din personal militar și civil. Personalul civil este asigurat și retribuit de către primării și consiliile județene. Acest model a fost mai apoi exportat în întreaga țară, în prezent existând peste 300 de echipaje de prim ajutor, din rândul cărora circa 30 sunt civile sau mixte în județele Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu. Din păcate, ulterior majorării salariilor celor din administrația publică locală, primarii s-au trezit că după sporirea salariilor angajaților din primării, nu mai dispuneau de resurse pentru salarizarea personalului civil din cadrul centrelor SMURD, iar unele dintre acestea au început să fie blocate sau în pericol de a fi închise prin țară. Desființarea acestor echipaje ar conduce inevitabil la pierderi de vieți și la mari întârzieri în cazul unor intervenții medicale de urgență. Am solicitat în acest sens imperativ guvernelor, încă din 2018, premierilor, ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, să găsească o soluție pentru ca SMURD să-și poată continua activitatea fără să fie închise centrele sale regionale de asistență de urgență și intervenție. Soluția este tocmai această lege aflată acum în dezbatere. Consider că preluarea personalului SMURD, instruit în acordarea primului ajutor calificat și implicit în asistență medicală de urgență prespitalicească, de către inspectoratele județene pentru situații de urgență, reprezintă o soluție justă și necesară, astfel încât cele 30 de echipaje existente aflate în aceeași situație la nivel național să nu fie desfințate. În acest sens, Partidul Mișcarea Populară va vota pentru acest proiect legislativ, respectiv susținem inițiativa privitoare la respingerea cererii de reexaminare adresată Camerei Deputaților de președintele României. Vă mulțumesc pentru atenție.